Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă. Erau odată doi frați care aveau câte trei copii. Craiul avea trei feciori, iar împăratul trei fiice frumoase. Fratele cel mai mic, Craiul, avea parte de un fiu mai deosebit, Harap Alb. El avea un cal năstrăvan. În mijlocul poveștii, Harap Alb face cunoștință cu Flămânzile, care mânca brazdele de pe urma 24 de pluguri și tot striga în gura mare că este foame. Apoi se întâlni cu Setilă, care băuse apa de la 24 de iazuri și tot striga în gura mare că îi este sete. Următorul a fost Ochilă, ce avea în frunte un ochi mare cât o sită, dar tot nu vedea nimic cu el. La capătul poveștii, ei trei au parte de o aventură atractivă și plină de surprize. Opera lui Creangă este epopeea poporului român. Creangă este Homer al nostru. În Creangă trăiesc credințele, ieresurile, datinile, obiceiurile, limba, poezia, morala, filozofia poporului, cum s-au format în mii de ani de adaptare la împrejurimile pământului dacic.